Moralul este excelent în ambele tabere. Întregul stadion sclipește ca un diamant uriaș la începutul acestei partide. Deține o aruncare de la margine. Recuperează totuși. Trage. A avut abilitatea necesară. Copu. Chelsea. Eitasson. Here's McCoon. Contract bine. Dică. Acum urmează centrarea. Centrează. Acearcă voleul. Și într-adevăr pe poartă și este gol. Gol, 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 gol. Deocamdată arată ca o echipă destul de rudimentar. Repet, a încheiat campionatul pe locul 10 într-o divizie de 14 echipe. Un gol care detensionează până la urmă atmosfera din teren și din tribune. Conduce cu 1-0. Se poate pleca pe contraatac. Așteaptă centrarea. Minge pe dreptul. Are poziție de șut. Până acum o seară perfectă pentru suporterii. Un gol care detensionează până la urmă atmosfera din teren și din tribune. Acțiunile în viteză sunt o problemă la care jucătorii nu au răspuns. Joacă modern, joacă cu cap, rațional, urcă pe rând fundașii laterali și ajută atacul. Poate pleca pe contraatac. Acum urmează centrarea. Lovitura de cap a lui. Iese bine din trebuturi. Lulala. Tatonează. Așteaptă centrală. Centrează. Minge periculoasă. Ancelski. Fază care a fost bine construită până acum, mingea circular. A fost însă blocat. Corner. Centrare bună. Șutează. Golul de care avea nevoie. Este golul care va aduce liniște, siguranță și încredere în joc. O minge deviată decisiv și deschide scorul. Doi la unu. Teoretic, dar doar teoretic. Misiunea ar trebui să devină acum mai ușoară pentru că vor apărea spații în apărarea.
Final de repriză. Are jucători capabili să rezolve situațiile de 1-1. Observați că jucătorii încep să alerge mult, să respire pe teren, încep să facă marcaj om la om. Ori asta îi face teoretic fragili în fața unei acțiuni bine purtate. 2-1. O poartă la care sperăm să vedem golul în această repriză. Duce puțin oameni în jumătatea adversă. Indiferent că este sau nu mingea la cele două echipe, ele preferă să țină mulți oameni. Șut centrare! Faultat. S-a dat și un cartonaș galben. Există în acest moment un duel psihologic de o intensitate formidabilă. O țin peste! He didn't look particularly confident when he stepped up to take the penalty, and that's always a sign. This time he just couldn't handle the pressure. Ederson. Blocat ca la mantinelă. Nicolita. Pericol. Iar șutul lui a fost imprecis. Nu vrea să se facă de râs, este motivul pentru care acum insistă în atac, însă se lasă descoperită, iar dacă aș fi în locul antrenorului, n-aș fi foarte liniștit văzându-i pe stoperii mei cum intervin la aceste mingi trimise la adâncime. Deocamdată au reușit să reziste, însă o fac cu destule stângăci. Încearcă acum pe partea stângă. Centrează. Recuperează. Și șutează. N-a fost nimic evident. Parcă s-au mai umplut tribunele. Cred că au făcut ca la noi, au dat drumul la porți. După ce a început meciul. Cum se făcea pe vremuri la noi. Parcă s-au mai umplut. Nu era așa de plin pe la început meciul. Lisandro Lopez. Macu. Se întoarce cu fața. Așteaptă centrarea. Blochează. Ederson. Lisandro Lopez. Macu. Lisandro Lopez. Suntem în minutul 76. A intuit ce vrea să facă acolo. Iată un contraatac periculos. Vice pe stângul. Șutează bine. Se respinge din nou. Lisandro Lopez. Minge pe dreptul. Recuperează. Rage. Pasează perfect. Pleacă din poziție regulamentară. Reușește un stop de senzație. Șut pe contrapie. Și este învins. Este golul care pune capăt incertitudinilor. Se face schimbarea pe care o anunțam. 3-1. Entuziasm de nedescris în tribune. Da, lumea este în delir. Chris. Macun.
Partita va qui prolungata per 3 minuti. Here's Makoun. Fate shootare. Govu! E se viene in tributo. A fost o partidă în care, în ciuda speculațiilor, s-a jucat un fotbal corect. Bogdan Cosmescu și Emil Gădinescu vă mulțumesc pentru atenție. Deocamdată atât. Numai bine.